Puterea de vindecare a traumelor psihice cu ajutorul câinilor este incredibilă, o dovedește programul Romanian Prison Dog, care își propune reabilitarea deținuților prin interacțiuni pozitive repetate cu câinii. Cele mai multe exerciții se concentrează pe dezvoltarea relației de încredere între om și patruped, dar și pe dezvoltarea încrederii între oamenii implicați în program. Astfel, speră inițiatorii, persoanele lipsite de libertate vor fi pregătite să lucreze cu câinii și după eliberare, mulți dintre acești oameni neavând posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă din cauza cazierului. Proiectul a luat naștere în 2016, fiind dezvoltat de Clubul Câinilor Utilitari în parteneriat cu Pet Staff și cu penitenciarul Jilava, iar de 2 ani li s-a alăturat și asociația Big Hearts Society. Și o să vedeți că am 3 invitați la această oră. Carla Alina Buleanu, fondatoarea Big Hearts Society. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața! Și Cristian Criste este medicul veterinar care coordonează acest program. Bună dimineața, bine ai venit! Și Roa, o să te rog pe tine să ne o prezinți pe Roa. Roa este cel mai nou membru al echipei, este o cățelușă salvată și ea a avut niște probleme, un accident și acum ne-am hotărât să o adoptăm noi, în speranța că va deveni și ea un membru al proiectului și va deveni un câine de terapie. Vom vedea acum dacă va dezvolta abilitățile necesare pe parcursul dezvoltării ei. Am tot citit în ultimii ani de zile despre câini de terapie. Știu că sunt și anumite afecțiuni în cazul copiilor care funcționează cu ajutorul câinilor. Cum funcționează în cazul deținuților? Cum a luat naștere acest proiect? A luat naștere în 2016, când toată gașca asta de iubitori de animale s-a unit și cred că poate să spună colegul meu mai mult, pentru că el a fost de la început acolo. Cristina Teoroc, directorul pe probleme educaționale al penitenciarului, ne-a solicitat în prima fază pentru câinii, foștii câini de patrulă din penitenciar, care deja nu mai aveau utilitate și erau ținuți în padocuri, nu mai erau vaccinați, aveau diferite probleme de sănătate și așa a început programul, pentru că ea vrea cumva să le ofere o viață mai bună și să le găsim adoptatori. Erau câini ciobănești, labradori, acolo în padocuri. Am început să lucrăm cu ei și inițiativa aceasta de a le găsi o casă și de a încerca să-i socializăm, pentru că ei nu mai erau la fel de socializați cum ar fi trebuit să fie pentru a fi adoptați, Vlad Popescu de la Clubul Câinilor Utilitari s-a gândit că am putea începe să lucrăm cu ei și mai mult decât atât, pentru că noi nu puteam merge decât o dată de două ori pe săptămână, am început să lucrăm cu deținuții și să învățăm pe ei cum să dreseze practic acești căței. Fiind o acțiune benefică de ambele părți, căței odată erau socializați și își găseau mai ușor adoptatori, iar deținuții începeau să devină mai responsabili, mai empatici și atunci și pentru ei era practic această terapie asistată de animale. Avem deținuți care, în inițial, la intrarea în proiect, ne spuneau că ei n-au pus mâna niciodată pe un câine și că nu s-ar fi gândit că ar pune mâna pe un câine și la sfârșitul programului erau cu câinele în brațe, îl pupau, îi dădeau să mănânce din mână și erau foarte fericiți că au întreprins ceva. Era practic un ideal al lor cu care plecau, că eu va trebui să dresez acest câine și la sfârșit, când vedeau rezultatele, deveneau mult mai receptivi și mult mai... De fapt, tot ce gândeau ei despre un animal, despre un câine, era complet schimbat și devenea companionul lor. Știi că se vorbește foarte mult despre dezumanizare în momentul în care ajunge în spatele gratilor, despre faptul că nu se face poate reeducare așa cum ne-am dorit cu toții. Cred că este cea mai bună metodă de a ajuta pe acești oameni să se apropie de o altă ființă și de a învăța ce înseamnă iubirea. Cum a evoluat proiectul în ultimii 4 ani de zile? Eu sunt foarte curioasă ce alte rezultate ați mai observat în urma terapiei cu câini și în cazul animalelor și în cazul câinilor, pentru că știu că ați avut și animale care erau foarte traumatizate de lovituri și care aveau o reticență de a se apropia din nou de o ființă umană. Rezultatele foarte frumoase pe care eu le-am văzut au fost în comportamentul persoanelor private de libertate. Ce voiam să menționez e că unii dintre deținuți au și adoptat câini. Am avut câteva cazuri, ceea ce mie mi se pare fascinant. Au plecat cu câinele lor acasă. Dar restul au rămas și sunt pregătiți foarte mulți pentru adopție. Vorbim de câini pe care nu se putea pune mână. Nu mai vorbim de pus zgardă sau lesă. Iar oamenii ăștia, ajutați evident de instructorul canin, i-au adus într-un stadiu foarte bun. Trebuie să menționez și faptul că este un program clar de consiliere psihologică. Sunt 2 psihologi care sunt acolo în fiecare zi. În fiecare zi sunt sesiuni cu grupe de aproximativ 8-10 deținuți. Și mai mult decât atât, sunt 2 deținuți care lucrează la program de 8 ore în fiecare zi, asigurând îngrijirea câinilor de la padocuri.
Și câinii de unde vin ei? Sunt câini care sunt deja în îngrijirea voastră sau sunt câini pe care îi adunați de pe stradă? Cum se desfășoară totul? Din păcate, penitenciarul e o zonă foarte limitată, să spunem, pentru accesul persoanelor. Dar pentru câini există locuri pe unde ei intră și ies din penitenciar. Iar campusul este foarte mare și după ce am reușit cu câinii care erau deja în penitenciar, o altă problemă pe care o aveau ei erau cu câinii comunitari, câinii care nu aveau stăpân și unii erau mai prietenoși, alții mai puțin prietenoși, unii încercau să latre sau veneau foarte aproape de persoane și acestea se speriau și atunci am început să prindem practic toți acești câini din interiorul penitenciarului, au fost sterilizați, vaccinați, deparazitați și s-a început să se lucreze cu ei. Știu că tu te-ai alăturat, iartă-mă, în urmă cu 2 ani proiectului, în momentul în care era nevoie să-i ajuți pe acești oameni absolut minunați, iubitori de animale, cu hrană, cu adopții. Cum reușiți să faceți față tuturor cheltuielilor? Pentru că sunt ferm convinsă că sunt, din moment ce vorbim despre animale ale nimănui. Cu greu. Cu greu, cu greu, evident. Proiectul nu este susținut de un sponsor. Însă trebuie să ajungem și acolo, cu siguranță. Dar vă pot ajuta și cei care ne urmăresc, de asta vă întreb, pentru că de foarte multe ori sunt oameni care vor să ajute și nu știu exact cum să procedeze. Exact. Până acum am strâns de la oameni donații în contul Asociației Big Heart Society. Puteți să intrați pe Facebook, pe pagină și acolo aveți contul. Și așa reușim să ne susținem și cu hrană și cu tratamente, dar... Plus donațiile tuturor angajaților din penitenciarul Jilava, care majoritatea sunt iubitori și s-au implicat și la fiecare salariu fac chetă și strâng bani pentru hrană, pentru medicamente, pentru toate nevoile lor. Ce e important de menționat este că acest program este primul și singurul din țară, la nivel de penitenciare, un program de terapie asistată cu animale. Ne bucurăm că suntem cumva pionieri în această treabă, dar este și foarte greu pentru că oamenii de multe ori când asociază, chiar și iubitorii de animale, când asociază cu deținuții, cumva schimbă părerea și nu mai sunt atât de motivați. Și eu am fost destul de sceptic la început când mi s-a propus să intru în programul acesta, pentru că cei care beneficiază de terapia aceasta sunt foști dependenți de droguri, persoane care nu primesc vizite, care nu au familie sau care nu au cu cine să interacționeze acolo în penitenciar. Și nu a fost tocmai ușor la început să lucrăm cu ei, să îi percepem practic ca pe niște oameni care au greșit, acum își ispășesc pedeapsa, dar la sfârșit sunt niște oameni. Care se vor întoarce în societate, tocmai de asta trebuie să-i ajutăm, să se întoarcă reabilitați și conștienți de greșelile făcute. Un alt beneficiu a fost faptul că după ce au încheiat programul, 3 deținuți s-au angajat la noi la spital ca și îngrijitori de animale. E adevărat, pe o perioadă mai scurtă, până și-au găsit probabil un loc de muncă mai apropiat de domeniul lor de specializare, dar au fost oameni care chiar și-au dat interesul și în momentul în care s-au eliberat, au venit direct la noi și au stat la noi 3, 4, 5 luni de zile și se comportau la fel de frumos cum se comportau și în penitenciar cu animalele, adică cumva... Eu tocmai de asta sper ca să vă urmeze exemplu și alte penitenciare din țară, pentru că sunt ferm convinsă că s-ar putea face. Mai avem puțin timp și sunt curioasă ce înseamnă perioada asta pentru voi. Cum vă desfășurați în momentele astea activitatea? Din păcate, noi, colaboratorii externi, nu am mai avut ocazia să intrăm în penitenciar și să ajungem la padoc, însă sesiunile se întâmplă cu psihologii din penitenciar și cu oamenii pregătiți pentru asta în fiecare zi. Iar noi acum ne-am propus cumva să începem niște sesiuni online și să fim în legătură cu ei cât mai mult până se liniștește, sperăm, perioada asta. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumim, mă țin noi pumnii și sper din suflet să auzim în anii următori că v-au urmat exemplu și alții. Mă bucur că am fost pe roa. Da. Mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră.